Ți-am spus că este situația în prezent și de unde a plecat. Tot a plecat în urmă cu o săptămână, de când firma Actor, antreprenorul general, nu ne-a mai livrat material pentru realizarea terasamentelor. Deși au fost anunțați de către mine în urmă cu 2-3 săptămâni că se va termina acel material de unde am exploatat până în data de 18-11, dar dânsii nu au binevoit să se organizeze cu materialul pentru umplutură. Lucru care mie mi se pare anormal, ca un proiect de autostradă începând în urmă cu 5 ani, la ora actuală ei nu au material pentru umplutura și realizarea terasamentelor. De cât timp nu mai lucrează oamenii? Oamenii suntem în situația de față de 7 zile, când acești oameni îi vin dimineața la ora 6 la muncă, stau și nu li se dă, adică nu mi se dă mie un răspuns care să le comunic dânșilor. De ce? De ce? Din cauza acestei firme Actor. Ați încercat să vorbiți cu dânșii? Le-am trimis o notificare scrisă atât dânșilor cât firmei de consultanță, companiei naționale CNAIR-ului, DRDP-ului Cluj. Și ați primit un răspuns? Până în momentul de față nu am primit absolut niciun răspuns. Spuneați că trebuie să vă mai plătească. Societatea noastră, firma Marcotim, are facturi scadente și restante în valoare de 4.500.000, adică 45 de miliarde, plus dacă mai luăm în considerare ce s-a lucrat în luna noiembrie, sumă care se ridică la aproximativ 30 de miliarde. Ce veți face dacă nu se rezolvă? Ce voi face? Neapărat prin cu ajutorul dumneavoastră aș dori să se sesizeze atât compania națională, atât noul ministru, atât DRDP-ul Cluj, pentru că este inacceptabil acest segment de autostradă, pe lângă ca întârzieri cu anii, vor mai dura încă vreo 2 ani până se va termina această autostradă. Credeți că are vreo legătură politică, în sensul că această schimbare de guvern a afectat și plata dumneavoastră? Eu nu sunt în măsură să judec, nu am venit aici să facem politică. Ce pot să spun? Până acum o lună jumate nu am avut probleme cu banii, banii ni s-au plătit și la vizitele domnului ministru Cook, a companiei naționale, a domnului director Scarlat, a domnului Neaga, am fost întrebați la toate vizitele dacă subcontractanții suntem plătiți. Și acum? Acum... Nu v-a întrebat nimeni. Acum este și adevărat, cu alegerile astea nu a venit nimeni. Cât o să continuați să opriți, să stați așa cu munca oprită? Eu sunt convins că dacă se va mediatiza acest caz, atât compania națională, cât și DRDP-ul, cât și nou ministru a transporturilor se va sesiza și nu ne va lăsa o firmă care am lucrat atât pe lotul 1, cât și pe lotul 2 să ne lase
să ajungem în faliment. Mă numesc Mircea Rotar, sunt șef de șantier al firmei Marcotim Impex.